bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Succes. Sunt Ioana Jeler, suntem la Dej, suntem în fața unei agenții Loto. Nu întâmplător, poate pentru a pune un bilet, poate pentru a vedea dacă oamenii mai joacă la Loto, poate pentru a afla o poveste de viață. O nouă poveste de viață la Dincolo de Succes a directorului Loteriei Române, care este Dejan, domnul Gheorghe Benea. Gheorghe Benea s-a născut la data de 17 ianuarie 1954 în comuna Lemniu, județul Selaj. A absolvit Facultatea de Tehnologie Chimică din Iași. Din februarie 2009 ocupă funcția de președinte a Loteriei Române. Este căsătorit și are 2 copii. Poate puțin dintre dumneavoastră știți că directorul Loteriei Române este Dejan. L-am invitat alături de mine și îi mulțumesc că a acceptat invitația de a participa la emisiunea Dincolo de Succes. Domnul Gheorghe Benea, bună ziua, vă mulțumesc mult! Bună ziua și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Iată la Dej, acasă, într-o agenție Loto. Vă simțiți acasă? Mă simt acasă că sunt în Dej. Într-o agenție Loto nu mă simt încă acasă, dar pentru faptul că astăzi sunt în Dej, mă simt acasă. Nu întâmplător am ales să ne întâlnim chiar aici și emisiunea Dincolo de Succes își propune să aducă în fața telespectatorilor o poveste de viață. O poveste de viață a omului care a ars niște etape în viața lui și se află într-o funcție cheie, să spunem, sau se află undeva sus. Cu siguranță și dumneavoastră aveți o poveste de viață pe care cât se poate, dacă doriți să ne împărtășiți. Și așa cum ne place și cum mi-am obișnuit pe telespectatorii noștri, să începem cu începutul. Unde s-a născut? Domnul Gheorghe Benea, unde a crescut, unde a făcut școala, după care mai avem și alte surprize pregătite pentru telespectatorii noștri. De ce? Pentru că dumneavoastră ați ales locurile dragi, să spunem, din oraș. Da, e bine că m-ați ajutat cu întrebarea, în sensul că mi-ați spus să încep de unde m-am născut. Că dacă era simplu să spun de unde începe povestea vieții mele, mi-ar fi fost mai greu să definesc exact locul de începere. Da, întrebarea e bine că pornește de la naștere și atunci trebuie să spun că sunt născut pe Valea Someșului, nu în județul Cluj, nu în Dej, ci în județul Sălaj, la 50 de kilometri chiar aici de Dej, mai jos pe Valea Someșului, cum spuneam, într-un loc, cum îmi place mie să spun, binecuvântat de Dumnezeu pe pământ, și acel loc binecuvântat de Dumnezeu pe pământ nu se putea chema altfel decât Lemniu. Deci numele vine, are o predestinație, vine de la lemn și Lemniu este numele satului în care m-am născut, în urmă cu peste 57 de ani. Mulți înainte și dacă e să dați timpul înapoi, vă mai amintiți cum era în copilărie, cum erați ca și copil? Eram așa cum mai spune despre mine mama mea care trăiește, că atunci când eram mic eram foarte harnic. În sensul că eram obișnuit cu toate ale lucrurile la țară, cu toate lucrurile de acolo, începând cu grija față de animale, cu lucrarea pământului, cu toate. Deci cu toate eram obișnuit și chiar îmi plăceau. Întâmplarea a făcut că după terminarea școlii generale, care am absolvit-o acolo în sat, și îmi face plăcere să mă aduc aminte că acest sat era renumit prin numărul mare de dascăl pe care a dat în existența lui. Este atestat istoric încă dinainte de 1600 și acel sat cu circa 200 de fumuri a dat peste 100 de dascăli și asta se întâmpla în jurul anului 1980, erau datele atunci, că era satul celor peste 100 de dascăli. Deci e un sat cu renume și a scos mulți oameni valoroși. Eu sunt unul dintre ultimii dintre ei, în sensul că nu sunt, mă consider un om valoros. Am profitat, Dumnezeu mi-a dat acest dar de a folosi la maxim oportunitățile care mi-au fost acordate. În sensul că după terminarea școlii generale, care se întâmpla în 1969, am avut ocazia deosebită
ca părinții mei, Tatăl Dumnezeu să-l ierte în special, să insiste și să mă ducă la școală la Cluj. Deci să fac liceul la Cluj. Și cred că această perioadă a mea clujeană a fost cea care m-a deschis, în sensul că am putut să mă duc la un teatru, fiu de țăran fiind, să mă duc chiar și la niște spectacole de operetă în acea perioadă, care nu era lucru care se întâmplă în mod frecvent, așa, dar cred eu că perioada clujeană a mea, deci ca licean, este cea care a deschis porțile pentru mine. Deși după aceea am terminat liceul Adi Shinkai în 1973, fără falsă modestie, eu spun, am fost șef de promoție. Am mers mai departe la facultate, dar curios, nu la Cluj. Foarte repede treceți dumneavoastră, dar eu parcă vreau să aflu mai multe detalii despre omul Gheorghe Benea. Într-adevăr, ne-ați făcut așa o sinteză a ceea ce s-a întâmplat până acolo unde ați terminat liceul, dar cu siguranță pe telespectatori și pe oameni, dacă stăm să ne gândim, i-ar interesa și ce v-a plăcut dumneavoastră la școală, de exemplu, materia dumneavoastră preferată. De ce anume ați hotărât să urmați acel liceu la Cluj? Să vă spun că acum mi-a trezit apetitul de a vorbi. Să vă spun faptul că chiar la început chiar nu mi-a plăcut să mă duc la școală. Și de ce? Mă aduc aminte o întâmplare. Eram eu cu taică-miu, bineînțeles. Eu fiind născut în ianuarie, tata, Dumnezeu să-l ierte, a vrut să mă duc la școală mai repede, deci înainte de a împlini chiar 7 ani. Și pentru treaba aceasta trebuia o viză medicală, să zică doctorul de acolo, de la comună, că sunt apt, că n-am nimic deosebit. Și ducându-se la doctor cu mine, norocul meu a fost că nu era doctor acolo. Și nefiind doctorul, a stat cu mine puțin de vorbă și s-a gândit să mă întrebe și pe mine: băi, tu vrei să te duci la școală? Și eu am spus foarte deschis: nu. Dar de ce nu vrei? Mă, tata, ce bine să mă duc cu bivoli. Și, deci, interesantă întâmplare, dar asta a fost. Și atunci s-a gândit taică-miu: hai să țin cont de părerea lui, și nu m-a dus atunci la școală și m-a lăsat să mă duc normal cu cei care urmau, chiar dacă era mai cu câteva luni mai mare decât colegii mei, să zic, din clasă, dar m-am dus în mod normal la școală după ce am împlinit 7 ani și cred că a fost bine, pentru că probabil că dacă mă duceam atunci, n-aș fi avut aceeași dragoste față de învățătură pe care am avut-o ducându-mă după aceea. Dar v-a fost dragă cartea. Da, da, da. Deci învățam foarte mult și îmi plăcea foarte mult să citesc. Fiind băiat și fiind că taică meu avea un serviciu care necesita plecarea lui aproape continuă de acasă, era numai maica mea singură, ea ținea toată gospodăria, între timp a mai venit și sora mea, care e mai mică decât mine cu 4 ani, și atunci maica mea mă folosea pe mine la toate muncile din gospodărie, muncile câmpului, și mă punea să le fac pe toate și trăgeam chiulul cum puteam ca să mai pot citi. Deci mă duceam până într-un loc, de exemplu, că trebuia să duc ceva, și acolo îmi lua cartea cu mine sub haină sau pe unde puteam ascunde cartea și citeam acolo, stăteam 5-10 minute cât puteam eu să fur ca să citesc. Deci citeam noaptea. Foarte interesant, am prins perioada când încă nu se făcuse electrificarea, de exemplu, și aveam lampă, iar după ce s-a făcut electrificarea aveam o lămpiță mică de tot și o puneam la capătul patului și după ce simțeam că mama a adormit, mă aprindeam lampa ca să pot să citesc. Deci fentam ca să pot citi cărți, bineînțeles. Și sunt convinsă că astăzi nu vă pare rău pentru ceea ce ați făcut atunci, chiar dacă știți cum e pe furate, parcă e mai... E mai plăcut, da. E mai plăcut. Se prinde mai bine. Așa este, dar spuneați la un moment dat de liceu pe care l-ați urmat la Cluj. De ce la Cluj? Erați în județul Sălaj și totuși ați urmat un liceu la Cluj. Care a fost profilul pe care l-ați ales și de ce acela? Deci și aici este interesant și să vedeți cum anumite întâmplări care, zici, n-au nicio relevanță și cum pot să schimbe soarta unui om. Deci vă dați seama, eram din județul Sălaj, cum bine ați remarcat, Bileanda era la 10 km departare de satul meu natal. Știți că aici în zonă liceul de la Bileanda are anumite conotații în timp, așa. Așa, Jibou era la 25 de kilometri și am ales, sau nu am ales eu, că au ales părinții mei pentru mine, să mă duc la Cluj, la 125 de kilometri departare, distanță de casă, pentru că
se spunea așa, mă, dacă copilul ăsta o să învețe tot așa bine, atunci ar fi bine să facă o facultate. Și dacă face facultate, trebuie să se ducă la Cluj. Și beneficiind de faptul că aveam rudenii dascăli, aveam vreo două, trei unchi și mătuși care erau dascăli, i-au sfătuit pe ai mei să mă ducă la Cluj, tocmai pentru la Cluj să oferă altă deschidere, alte perspective și dacă va fi să rămână în continuare să facă facultatea acolo. Și asta a fost motivul pentru care m-au dus la Cluj. A fost un handicap pentru mine din două motive. Unul, fiindcă făcusem limba rusă clasele 5-8, acolo la mine, la școala generală din sat, s-a făcut limba rusă și la Cluj deja se produsese o deschidere și nu mai erau în cursurile de liceu cursuri de rusă avansat, cum era atunci. Și atunci, între Barițiu și Șincai, a trebuit să mă duc la Șincai. Nu regret, am beneficiat de dascăl foarte, foarte buni, foarte deosebiți, de care mă aduc aminte cu plăcere. Țin minte directorul liceului, domnul Petre Bucșa, Dumnezeu să-l ierte că a murit. După aceea a venit domnul Comănaru, profesoara de română, doamna Sălăjanu, profesorul de matematică, Coța. Deci, profesor deosebit am avut, profesorul de istorie Jurcă, care practic el, profesorul Jurcă a jucat un rol extraordinar în viața mea, cred că nu și-a dat seama în viața lui, deși m-a schimbat în sensul că doream să mă duc să fac chimie și la Cluj nu era chimie industrială, era numai chimie pură, chimie pentru profesor, și atunci mă duceam să fac facultatea de chimie pură, chimie pentru profesor la Cluj. Și mă întâlnesc într-o seară, jur că era necăsătorit, era absolvent de două facultăți, vreo două școli de ofițeri, era un titrat, era ceea ce se cheamă un doxar. Și mă duc să mă întâlnesc cu el plimbându-ne, eram în clasa 12, plimbându-ne pe stradă, mă întâlnesc cu el și începe să povestească. Și bă, ce vrei să faci? Bă, duc la chimie pură. Și te duci, bă, bine la chimie pură, parcă și acum îl văd. Și te duci, bă, la chimie pură. Te faci profesor și, bă, zic, nu este chimie industrială. Bă, industria e mama economiei românești de acum, uite ce se întâmplă așa, și așa era, de-a seama se întâmpla în anul 73. Și atunci m-a pus pe gânduri, dar mi-a dat un exemplu foarte clar. Zice, tu, zice, te duci la tine în sat, zice, să predai chimie, da? Da. Zice, nu-ți ajung orele, da? Da. Știi să cânti? Nu. Pe atunci, zice, trebuie să predai muzică suplimentar ca să-ți completezi catedra. Păi nu știu să cânt. Păi vezi? Știi să scrii frumos? Nu. Păi vezi? Trebuie să predai caligrafie. Și m-am gândit, uite, mă, zic, ce puneți pe mine să fac? Și avea dreptate. Și atunci m-am schimbat și zic, hai să mă duc la chimie industrială. Și așa am ajuns inginerul din industria de celuloză și hârtie, Gheorghe Bene. Dar până ajunge student la facultatea de chimie industrială, de unde acest drag de chimie? Vedeți, am uitat să vă spun de un profesor deosebit, care l-am avut la liceu, care se numea Tesler Edward, și care mi-a insuflat dragostea pentru chimie, pentru că eu plecasem de la școala generală cu gândul de istorie. Îmi place și acum istoria la nebunie, deci așa să știu ce s-a întâmplat, mai ales istoria națională, așa, cu dedesubtul ei, cu toate lucrurile, dar mergeam de la școala generală din Lemniu, axat pe istorie, și acolo un profesor deosebit, Cocoră Tiberiu, e pensionar acum, deosebit, un profesor extraordinar, așa, și dânsul, fiind un și diriginte, mi-a insuflat dragostea aceasta de istorie. Spunea următorul lucru. Băi, bine, cine nu știe când a avut loc revoluția burgheză din Anglia, eu acolo nu stau de vorbă. M-am dus acasă și am spus la taică-mă, tată, revoluția burgheză din Anglia a avut loc în 1642. Dar de ce îmi spui, mă, mie? Au zis domnul Cocoră că nu stau de vorbă cu cine nu știe când a avut loc revoluția. Așa că plecam de acolo cu aceste lucruri în cap și acolo, datorită profesorului Tesler, am devenit un realist, am trecut pe partea de chimie și încă o dată spun, nu regret. Cu toate că am avut și multe lucruri care m-ar putea să fac ăsta, dar nu regret că am terminat facultatea de chimie. Bun. A urmat facultatea. Cum a fost admiterea atunci în facultate? Cât timp v-a luat să vă pregătiți? Pentru că știm cu toții, nu se intra atât de ușor, precum se intra astăzi la unele facultăți. Nu, astăzi nici nu trebuie să intri la facultate. Astăzi mai greu este să faci liceu. Am așa, nu se liceu e mai greu să-l faci astăzi. Facultate poți să facă toată lumea și le face două, trei deodată, așa nu contează. Una după alta. Nu contează, așa, fără număr. Deci,
Am dat admitere la facultate, pornind de la ceea ce era atunci. Deci am făcut pregătire la liceu, n-am luat ore, deci n-am luat ore particulare, nici o oră. Am făcut cu profesorii mei matematică, fizică, chimie și pregătirea pentru bacalaureat. Veneau profesorii noștri de la ore, veneau dimineața și ne făceau program săptămânal de pregătire în afara orelor normale de program, cu câte ore dimineața cu toată clasa. Și nu ne forțau să venim, dar erau în proporție de 90% eram prezenți la aceste cursuri de pregătire. Și practic toată perioada clasei a 12-a a fost pregătire atât pentru bacalaureat, bacalaureatul la fel era un bacalaureat serios, așa, și cât și pentru admitere. Și aici e o istorie interesantă, pentru că prima dată am prins admiterea exact pe 73-74, s-a introdus o nouă lege a apărării naționale, prin care cei apți de armată trebuiau să se ducă să dea admitere și după care nu se duceau la facultate, se duceau să facă armata. Și după un an de zile veneau și continuau, începeau de fapt facultatea pe baza examenului care îl duseră înainte. Și m-am dus în primăvară, la sesiunea din primăvară, așa, din vară, m-am dus la Timișoara. Păi ideea că mă duc la Timișoara să fac chimie organică. Acolo nu eram eu foarte hotărât, chimie organică, macro, și discutând cu unii cu alții pe acolo, m-am înscris de fapt la macro. Și dacă mă înscriam la organică, media cu care am obținut-o, dădeam și scris și oral, media pe care am obținut-o m-ar fi clasat în primii 10 la organică. Dar înscriindu-mă la macro, media pe care am obținut-o m-a clasat în primii 3 la căzuți. Și asta a fost un șoc pentru mine, în primul rând, pentru ai mei. Și atunci am luat repede să văd ce lucruri au rămas pentru toamnă în domeniul chimie și am găsit Iașul. Și la Iași erau tot la fel vreo două facultăți și atunci m-am orientat, am zis să fiu practic, să-mi iau celuloză și hârtie, pentru că la celuloză și hârtie era dejul, combinatul care era aproape de casă. Și satisfăceam pe ai mei așa, dar ei îmi doreau să intru. Și țin minte, tot cu tata, că tata era foarte înclinat spre studiu. Dacă avem timp, o să spun și o istorie a lui. Așa, mi-a zis, bă, zice, tu crezi că acolo, zice, nu o să fie locurile ocupate, poate o să fie două, trei locuri și, zice, o să fie ocupate de către alții, oameni cu pile, nu știu ce, zice, tu te duci din lemniu, cine? Zic, bă, tată, zic, mă duc, zic, dacă este un loc, ăla le iau eu. Norocul meu a fost că au fost două, dar primul dintre cele două l-am luat eu cu cea mai mare medie de intrare pe totală. Anu, și ceea ce, deși la sesiunea din primăvară, dacă participa, ceea ce înseamnă că am fost șef de grupă de la începerea facultății și pentru că n-am avut nicio restanță pe toți cei 5 ani de facultate, până la terminarea facultății am fost șef de grupă la... Și cum a fost această facultate? A fost ușoară? A fost grea? Dacă v-a plăcut, înseamnă că a fost ușoară. Dacă nu... Da, da, deci... Perioada de studenție, nu cred că cineva poate să vorbească urât despre perioada lui de studenție, mai ales în perioada aceea. Era frumos, era... Îți puteai permite față de viața normală care era atunci, de 73, în 73-74 am făcut armată, deci că am urmat după noua lege a apărării naționale, m-am dus și am făcut armată cu perioada redusă, termen redus, după care din 74 am început facultatea pe care am terminat-o în 79. A fost o perioadă frumoasă, cu amintiri foarte plăcute, cu tot acolo, sau în perioada aceea mi-am cunoscut și actuala soție. Făcând armata, înainte am făcut tot la Iași armata și având o colegă de la Cluj, fostă colegă de la Cluj de la liceu care era la facultate acolo, a venit la mine în armată, fiind a venit la mine să mă vadă. Și era înainte de a depune jurământul militar, n-avea voie să ieși în oraș, și atunci a venit cu colega ei de cameră. Colega ei de cameră este actuala mea soție. Bun. Ne-ați povestit despre felul în care nu o să v-ați cunoscut soția.
cu siguranță la Iași ați absolvit facultatea. De unde a urmat detașarea? Repartiția. Da. Repartiția aici la Dej. Nu, interesant. Deci, pentru că datorită faptului că eu sunt de aceeași vârstă cu soția, ea, datorită armatei, am terminat cu un an după ea. Și ea a luat repartiție în județul Brașov, la Râșnov, la întreprinderea chimică de acolo. Și atunci, între timp, noi ne-am logodit și între dorința de a veni cât mai aproape de casă la Dej și de a fi mai aproape de viitoarea mea soție, am ales a doua variantă. Și mi-am urmat dragostea la Râșnov și eu am luat Zărneștiul. Zărneștiul fiind la 12 km departare de Râșnov. Și primul an de producție l-am petrecut acolo, din 79 când am terminat facultatea și până în primăvara lui 81. Deci acum 30 de ani. Eu am venit în Dej. Și spuneam la un moment dat că pregătim și surprize, pentru că vom merge cu domnul Gheorghe Benea, chiar așa a fost în momentul în care am stabilit să realizăm această emisiune împreună la Dej, acasă, la domnul Benea, să aleagă locuri dragi și fără nicio ezitare a numit unul singur, unde vom merge noi imediat. Dar nu vreau să plec de aici, din agenția de la Dej, fără a juca și eu un bilet, dar vreau să fac procedura, mă rog, așa cum se face, să mă duc dincolo, da? Și doamna Elena a fost aici alături de noi. Îi mulțumesc și la mulți ani, doamna Elena, pentru că de curând a fost ziua numelui dumneavoastră. Pe cuvântul meu de onoare, e a doua oară când voi juca, la 6 din 49, da? Bun. Pentru duminică, da? Așa. Hai să vedem. Și ar fi culmea să și câștig ceva. Bun. Așa, haideți să... Să chem o agenție norocoasă, așa că vă rog. Joacă lumea, doamna Elena, domnul Benea, da. Poate să ne spună, da? Da, sigur că da. Joacă lumea, avem clienți fideli, când este premiu mai mare se joacă mai mult, mai aud reclamă la televizor, încoace încolo și se joacă mai mult. Acum. V-am făcut o surpriză astăzi, în momentul în care am venit aici, pentru că nu știați că domnul Benea vine în agenție. Nu știam, dar ne bucurăm că vine pe la noi. Cum e ca șef? Acum ce să spunem despre șef, că-s buni. E departe de voi și așa că pot să zic. Da. Noi ne bucurăm că e șeful nostru și că este din Dej, președintele loteriei. Bun. Haideți totuși să bifez și eu aici în pătrățelele acestea, da? Bun. Variantă. Asta, da? Șase numere, da. Da, unu. Voi nota așa. Așa, bun. Pentru că sunteți aici... Domnul Benea, care este ziua noastră când v-ați născut? 17. Bun, o punem aici și 17. Colegul meu de la cameră, Alex, este 8, da? Mai am încă două. Doamna Lenuța. Punem Elena. Ziua de astăzi, 21, de Sfânta Elena. Da, și ziua noastră, dacă... 11, da? Ar fi și 11, da? 2, 4, 6. Doamna Elena, puteți juca și o variantă la noroc. Și la noroc? Da, aici jos. Da? O variantă, marcați cifra 1. Da, așa. Să fie biletul cu noroc. Să mergeți la București să vedem. Păi mă duc la domnul Benea acolo, aici, sigur. Așa, și ce mai trebuie să fac aici? Atât, pentru variantă simplă și noroc. Da? Păi, să dea Dumnezeu să ne întâlnim și acolo, da? De-aia am zis să vină la București, pentru că acolo... Vă mulțumesc frumos, iată, datorită acestui interviu împreună cu domnul Bene aici la Dej, am jucat și un... Da, să vedem, să fie într-un ceas bun. Doamna Elena, pentru că ați fost așa drăguță, s-ar putea să mai trec pe aici. Vă mulțumesc frumos, noi de aici o să mergem... Să facem și bilet. Da. E adevărat, da? La ora 7 avem emisiune, Lotul cel Mare, pe TVR1. Emisiune direct. În direct, da. Unde se fac tragerile. Și să vedem pe ce numere ies. Bun, noi de aici vom merge într-un loc drag domnului Gheorghe Benea, directorul Loteriei Române. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute.
După cum spuneam la finalul primei părți a emisiunii Dincolo de Succes, am ajuns într-un loc drag domnului Gheorghe Benea, directorul Loteriei Române. Pentru cei care îl cunoașteți, cred că și cei care sunteți din Dej sau din zonă, deja imaginea din spate vă este cunoscută. Suntem, să spunem, pe platforma combinatului de celuloză și hârtie. Platforma industrială Nord, așa era denumită când am venit eu aici, în urmă exact cu 30 de ani. Deci se întâmpla în aprilie 1981. Prima dată când am venit aici, am venit prin transfer de la Zărnești, după 2 ani de zile de stagiatură făcut la combinatul de celuloză și hârtie de la Zărnești. Am avut un interviu cu directorul general al combinatului, domnul inginer Ungur Ioan, un om căruia îi port un respect deosebit. I-am purtat și port un respect deosebit. Deci am venit aici prin transfer în interesul serviciului în 1981 și împreună cu soția ne-a găsit locuri de muncă la amândoi și ne-a adus aici pentru că spunea atunci dânsul că are nevoie de sânge proaspăt, de ingineri tineri, noi pe care se pune la treabă. Și într-adevăr am făcut parte dintr-un colectiv de tehnic deosebit față de care m-am simțit legat prin toate fibrele mele de la începuturi, deci și ca simplu inginer stagiar și după aceea, după ce am avansat, să zic, în funcție. În 81, deci am venit aici, am cunoscut platforma, oameni deosebiți, fostul director tehnic Lazar, fostul director tehnic de producție Coroian, Dumnezeu să-l ierte, care a decedat, ingineri deosebiți aici. Știu că atunci a insistat foarte mult ca să vin la Dej, pe lângă dorința mea de a veni datorită apropierii de casa unde m-am născut, de locurile natale. A fost fostul meu coleg care lucra la fabrica de fibre de atunci, a fost un meu coleg, Ion C. Filip, cel care nu mai este printre noi, Dumnezeu să-l ierte și pe el, dar față de care căruia am putut o prietenie deosebită, noi fiind colegi din facultate, și ne-am cunoscut foarte bine și am colaborat împreună cât timp a trăit. Deci, venind aici în 81, după 2 ani de zile, în 83, deja eram pus de către domnul Ungur, șef de secție, la secția cu cele mai mari probleme, în sensul că era secția care scotea înspre afară produsele Someșului, deci atât la intern cât și la export. Domnule Benea, nu vreau să mergem mai departe cu discuția vis-a-vis de... Eu sunt foarte emoționat și... Tocmai asta vreau să vă întreb, ce simțiți în acest moment? Pentru că știu că vă gândiți cu drag, să spunem, de fiecare dată când ajungeți la Dej și cred că de fiecare dată când spuneți Dej sau chiar dacă sunteți dincolo, la asociație cu Someșul, da? Pentru că parte din viața dumneavoastră a fost aici. Ce simțiți în acest moment? Categoric nu putem să ajungem pe platformă, nici nu știu dacă mai e mare lucru dincolo de ceea ce vedeți dumneavoastră, este o proprietate privată și mai bine să ne oprim aici, pentru că povestea de viață a domnului Gheorghe Benea o putem spune și de aici, din față, să spunem. Deci, eu sunt legat prin toate fibrele existenței mele cu industria de celuloză și hârtie din România. Din păcate, este un sector industrial care este, la ora actuală, pus pe butuci. Și după ce văd ce este acum aici, și hai să zic ce știu, probabil cea mai de vârf perioadă a acestei platforme nu a fost după 2000, dar după 2000 s-a întâmplat o renaștere cu această platformă industrială și îmi pare rău că s-a ajuns în situația care este astăzi, ca să nu mai aibă angajații, platforma să nu mai funcționeze, să nu mai producă, și cred eu că cea mai mare satisfacție din viața mea ar fi aceea dacă într-un fel sau altul, la chemările unor oameni cu putere, cu potență financiară, să refacem, cel puțin parțial, din activitatea care s-a desfășurat cu ani în urmă aici, și nu cu mulți ani în urmă. Credeți că ar fi posibil? Sigur că pot să spun orice este posibil, dar eu am să spun altfel. Dacă este voia lui Dumnezeu, totul este posibil. Și cred eu că
nu este voia lui Dumnezeu ca acest loc să rămână ca un loc în care nu se întâmplă nimic. Deci cred că ar trebui să se spună despre Dej și altceva decât faptul că nu are drumuri când intri în el sau... pentru că s-a vorbit foarte mult, fabrica aceasta, platforma aceasta industrială Nord, și vorbesc numai de platforma de celuloză și hârtie, nu vorbesc de fabrica de fibre, de Samus. La un moment dat, prin anii 2001-2002, era cel mai mare exportator al județului Cluj. Deci 2 ani la rând a fost cel mai mare Some și a fost cel mai mare exportator al județului Cluj. Deci făcea undeva la 17-19 milioane de euro, dacă erau euro sau de dolari, cred că erau dolari atunci, așa a făcut export. Deci și cu cifrele acestea era cel mai mare exportator al Clujului. Astăzi, Clujul este cel mai mare exportator al României și cel mai scăzut importator. Județul Cluj, mă vorbesc. Domnule Benea. Și nu are nicio pondere aici. Domnule Benea, despre combinate, despre tot ceea ce înseamnă fiecare, să spunem, șurub de aici și orice, cred că orice detaliu, și văd că priviți în continuu spre platformă. Da, nu pot altfel. Sunt foarte emoționat și vă cer scuze. Nu mi se întâmplă foarte des treaba aceasta, dar emoțiile, la emoții acum nu pot să le fac față, să le stăpânesc. Știți, combinatul acesta a însemnat viață. A avut 2000 de angajați. Poate nu era cel mai oportun număr, cel mai bun, dar 1000 de angajați a avut cu siguranță ultima dată și făceau față, în sensul că combinatul era rentabil, producea, avea desfacere și astăzi România importă banala hârtie de scris în proporție de 100%. Deci numai anul trecut s-au importat în jur de 200.000 de tone de hârtie de scris, sub diverse forme de hârtie de scris, deci nu numai hârtie ordinară de scris. Dar domnule Benea, de ce ați plecat de aici? Bună întrebare. Dacă a spus atât de mult suflet și sunteți atât de legat, pentru că clar, se vede emoția pe chipul dumneavoastră, în momentul în care vorbiți, în momentul în care priviți, de ce ați plecat? Care a fost conjunctura? Știți ce se întâmplă? Fabricile, industria românească este privatizată astăzi. Fabricile au patroni. Patronii își fac politica lor în ceea ce privește fabrica. Atâta timp cât un... Eu am avut ultima dată aici funcție de director general. Iau cea de șef de secție, cea de simplu inginer. Cât un angajat, zic eu, responsabil, constată că punctele lui de vedere nu coincid sau nu-l poate face pe patron să creadă în punctele de vedere ale lui ca specialist, atunci îi rămân două șanse. Una, să înghită în sec tot timpul și să ia o poziție așa cu astea... Yes, man. Un yes, man, să zică da, așa, și să-și pună astea și să nu vadă nimic ce se întâmplă în jur. Ori eu n-am putut să fiu așa. Și atunci a trebuit să plec. Deci nu m-a dat nimeni afară. Am rămas în relații, să zic, amicale și cu domnul Vuza. Dar n-am putut să ăsta pentru că aveau conceptele noastre despre modul în care trebuie dezvoltată această fabrică sau ce trebuie făcut cu această fabrică ca să meargă și să meargă bine, erau diferite. Și ați ales un alt drum, dar încă o dată repede fiecare dată, iată, când reveniți aici, reveniți cu mare drag. Pentru că din viața mea, deci spuneam că exact în urmă cu 30 de ani am venit aici, în 81, da? Din cei 30 de ani, 25 de ani au fost legați numai de fabrica aceasta. Deci n-am avut alte vise și am tratat-o ca... Nu, mai mult decât pe propria mea familie. Deci dacă copiii mei ar avea ceva să-mi reproșeze că atunci când au fost mici i-am neglijat, ceea ce este adevărat, și vă spun probabil un lucru în premieră, copiii mei au făcut amândoi, inclusiv liceul aici la Dej, și deși eram președintele comitetului de părinți și am fost două legislaturi pentru că au urmat copiii unul după altul, n-am fost la nicio ședință cu părinții. La toate ședințele cu părinții a fost soția mea. Deci de ce? Pentru că mi-am neglijat familia, că nu am putut să-mi neglijez profesia. Vorbiți? De asta spuneam că eu sunt legat de industria de celuloză și hârtie, sunt legat de combinatul de celuloză și hârtie de la Dej, deci ceea ce a fost combinatul de celuloză și hârtie de la Dej, și nu sunt legat de Loteria Română. La Loteria Română sunt dintr-o conjunctură. Nu sunt... Acolo îmi place și acolo să fac asta, dar nu vibrează în mine... Nu trăiesc aceleași sentimente. Dar totuși sunteți directorul Loteriei Române, domnule Benea, în acest moment. Și am făcut câteva lucruri interesante acolo și uitați, încep să dea rezultate. Dar
Nu asta, nu despre asta îmi place să vorbesc. Domnule Benea, oamenii mai cred în noroc. Cred că e tot ce le-a mai rămas, să spunem, speranța care moare ultima și se pun sume mari de multe ori în joc. Vă spuneam, dar nu am noțiunile necesare pentru că prea, este a doua oară când am jucat astăzi de față cu dumneavoastră la loto. Dar se mai spune, domnule Benea, se mai vehiculează că cele mai mari poturi sunt atunci când e campanie sau când sunt anumite evenimente sus. A, nu, n-au, da, am înțeles. N-au nicio legătură. Pur și simplu este hazard. Și dacă, de exemplu, se spune, și eu știam treaba aceasta, că în perioade de criză, jocurile de noroc și vânzarea de băuturi alcoolice ar trebui să meargă foarte bine. Vă pot spune că nu e chiar așa. Deci în anul 2009 loteria a avut venituri foarte mari, cele mai mari din istoria ei. În anul 2010 veniturile au scăzut, dar îmi place mie să cred că și datorită echipei manageriale s-a obținut același profit ca și în anul 2009, când veniturile au fost mai mari. Iar acum am încercat să găsim și alte modalități prin care să atragem populația spre jocurile practicate de Loteria Română. De ce? Pentru că acești bani care vin din partea jucătorilor sunt bani disponibili la un moment dat în societate, bani care se întorc sub o formă sau alta tot către societate. Și vă dau un exemplu. Un procent substanțial, aproape 60%, vorbim de media jocurilor de noroc, se întorc sub formă de premii la câștigători. Loteria Română dă cele mai mari premii și cel mai mare ca număr și ca volum de bani, ca sumă de bani, cele mai mari premii din toate jocurile care și toate firmele care practică jocuri de noroc pe teritoriul României. Dar în același timp, profitul realizat de Loteria Română se întoarce tot către comunitate. Deci puțină lume știe că banii, profitul rezultat se întoarce către case pentru tineri, către arene de sport, către săli de sport. Deci, da, deci se întorc în comunitate. Dar știți ce curiozitate am, domnule Benea? Eu nu mi-amintesc să vă fi văzut vreodată ieșind pe un post de televiziune, să spunem, național. Nu v-am văzut cu o declarație în presă. De ce? Nu, sunt. Am dat chiar recent în Financiarul, dacă țin bine minte, așa și în... Dar foarte puțin vă faceți simțită prezența, să spunem, în presă. Cu o anumită discreție și vă spun și de ce. Pentru că Loteria Română, fiind membră a loteriilor europene și a loteriei mondiale, a aderat la principiile de responsabilitate socială. Deci ea nu poate să facă reclamă produselor sale cum se face la alte jocuri de noroc, vino și joacă ultimul loc și așa mai departe. Noi trebuie să arătăm, și asta este dorința noastră, de a arăta numai că jucând la jocurile Loteriei Române, pe lângă șansa pe care ai de a câștiga un premiu, mai mare sau mai mic, ai și contribui indirect la ajutorul cuiva. A unor oameni necăjiți, a unor spitale, a unor... Avem, de exemplu, acum o acțiune cu Smurdu, vom scoate un los care se va chema chiar pentru Smurd, deci ca să ajutăm să-și cumpere dotarea tehnică, infrastructura necesară ca să poată să intervină rapid cu mijloace din acestea de zbor, cu avion și elicoptere și așa mai departe. Cum v-ați acomodat la București, să spunem, cu viața de bucureștean? E bună întrebarea și mă bucur că mi-ai pus-o pentru faptul că nu m-am acomodat. Asta înseamnă că trageți din ce în ce mai mult spre casă și vă visați din nou să fiți aici acasă. Se pare și normal. Și de ce spun că nu m-am acomodat? Cred că două sunt motivele. Unu este datorită conservatorismului meu, în sensul că sunt un transilvanean, un ardelean din acela conservator, care îi place mai mult liniștea și interesant este faptul că eu chiar m-am rugat la Dumnezeu să dea un loc de muncă acolo unde să am liniște și mi-a dat instituția asta din Buricul Capitalei, instituție care e foarte, foarte vizată, foarte asta tot timpul, orice se întâmplă acolo e comentat și paracomentat și interpretat în diverse feluri și n-ai putea să faci nimic ca să nu fie comentat și să nu fie imediat luat la discuții. Așa, și al doilea motiv pentru care cred eu că nu m-am putut acomoda și nu, nici n-a fost dorința mea din start, drept urmare nu m-am legat cu nimic de București, este și vârsta la care m-am dus acolo. Probabil că dacă mă duceam acum 30 de ani,
Atunci n-ar mai fi fost director la loterie, da? Și nici la aici, la combinat. Da, mai sunt... Știam la un moment dat că studiați teologia, sunteți student la teologie. În ce stadiu sunteți? Da, chiar săptămâna aceasta am avut un eveniment la care n-am putut să particip, din păcate, datorită obligațiilor mele de serviciu. Luni, la începutul acestei săptămâni, s-a întâmplat să fie cursul festiv al facultății de teologie, curs festiv care se face la absolvire, deci am absolvit și eu facultatea de teologie. Mulțumesc, mai am de susținut niște examene ca să pot să zic că am terminat efectiv, dar nu foarte multe. Din alea multe care le-am avut, nu mai am numai examenele unei sesiuni și lucrarea de licență. Ați făcut această facultate așa pentru sufletul dumneavoastră sau pentru faptul că doriți să fiți preot? Eram odată, urmăram la televizor o emisiune despre viața spirituală sau ceva de genul ăsta, pe TVR1. Și erau niște oameni dintr-un sat de munte care nu aveau preot, aveau o biserică frumoasă, nu mai țin minte unde era, dar cred că în Munții Apuseni undeva, nu aveau preot. Și se întâlneau ei duminica sau în sărbători acolo și care știa să citească mai bine, citeau din cărți diverse rugăciuni. Deci fără nicio legătură cu Sfânta Liturghie. Și atunci mi-a încolțit în minte ideea aceasta. Bă, eu tot o să ajung, dacă voie Dumnezeu, la un moment dat să mă pensionez. Și dacă mă pensionez, eu pot să mă duc să le fac o liturghie dacă am cele necesare și pregătirea necesară și sunt hirotonit, că altfel poți să ai facultatea terminată, dacă nu te hirotonește episcopul, nu poți să slujești, să lucri cu cele sfinte. Și atunci zic, dacă voi fi hirotonit, atunci zic, eu aș putea să mă duc la oamenii ăștia să le țin o liturghie, fără să plătească nimeni nimic, din plăcere și din dorința mea de a îmbunătăți propriile mele relații cu cel de sus. Probabil asta aveți făcut. Și așa s-a întâmplat că m-am dus și am cerut binecuvântare vrednicului de pomenire, acum Mitropolitul Bartolomeu, care mi-a dat vorba dânsului: domnul Benea, vă dau binecuvântare cu amândouă mâinile. Și așa se face că am urmat această facultate și m-a vrednicit Dumnezeu și am și terminat-o anul acesta. Pentru că timpul trece foarte repede și sunt convinsă că ar fi foarte, foarte multe lucruri de spus, dar la emisiunea Dincolo de Succes, oricând sunteți binevenit și sunt convinsă că o să aflăm alte lucruri noi, la fiecare emisiune, dacă ar fi să veniți. Întrebările pe care mi le puneai îmi provocai aducerea minte care... Probabil că dacă nu le-ai fi răscolit, stăteau acolo sentimentate de mult timp. Și pentru că îmi place să cred că familia este motorul care ne face să mergem mai departe. Ei ne susțin, indiferent în ce domeniu am lucrat și cât am fi de obosiți, de stresați, în momentul în care ajungem acasă, în momentul în care avem acea liniște, acea armonie în familie, atunci... parcă și la muncă e cu totul altfel și viața decurge mult mai frumos și mai lin. Vorbiți-ne puțin atât, adică cât doriți dumneavoastră, când ne lăsați să intrăm acolo în familia dumneavoastră, despre cei dragi, despre cei care au fost atâta timp alături de dumneavoastră, v-au înțeles, despre copii, despre... S-au suportat. Da, nu cred că ai știut, dar întâmplarea face că lucrarea mea de licență se referă tocmai la valorile familiei creștine. Deci pot să spun despre familie că aici am fost un protejat al lui Dumnezeu, în sensul că mi-a dat o soție foarte înțelegătoare. Cred că nu multe femei ar fi rezistat cu Gheorghe Benea, peste 30 de ani, avem 31 de ani de căsătorie imediat, mulțumesc, la fel, ar fi rezistat 31 de ani cu Gheorghe Benea ca soț. Mi le cunosc eu ale mele și știu ce spun. Dar uite, soția mea, Livia, a rezistat și mai mult decât atât a avut diplomația necesară ca să treacă peste orice moment așa mai dificil din viața noastră de familie. S-a ocupat de copii în mod deosebit. Amândoi sunt cu dragoste de carte și amândoi sunt doctoranți, deși în domenii total diferite. Despre ce este vorba? Fiul nostru, acum părintele Grigorie, ieromonahul Grigorie, a ales, după terminarea facultății de teologie, și-a urmat chemarea și s-a călugărit. A fost hirotonit preot anul acesta.
anul trecut, pardon, anul trecut a fost sirotonit preot și își face doctoratul la Tesalonic, la Universitatea de la Tesalonic din Grecia, pe probleme legate de martirajul în închisorile comuniste și martirajul creștin în închisorile comuniste, motiv pentru care a studiat foarte mult și la dosarele securității și așa, și poveștile mele cu el despre aceste probleme m-au făcut și pe mine să îmi schimb părerile pe care le aveam despre o perioadă în care eu am trăit. El n-a trăit în perioada respectivă, eu am trăit și aveam pretenția că știu mai multe, dar nu este chiar așa. Iar Alexandra, tot doctorandă și ea, ea este la început, părintele Grigorie este la sfârșit, își urmează să-și susțină doctoratul anul acesta. Alexandra este la început și doctoratul ei este în relații internaționale. Deci de la teologie la relații economice internaționale e o diferență. Dar uite că copiii mei, și am lăsat pe amândoi să-și urmeze vocațiile, deci nu i-am forțat, le-am spus părerea mea, dar și eu și mama sa suntem ingineri, niciunul dintre ei n-a ales să facă ingineria și și-au ales ceea ce au crezut ei că îi definește și ceea ce au crezut ei că le place să facă. Și sper că și-au ales ceea ce trebuie. Acum puteți să spuneți că sunteți un om împlinit, privind în urmă și chiar și prezentul, ceea ce vă oferă viața. Deci, în ceea ce privește familia, pot să spun că sunt un om împlinit. Mi-a dat Dumnezeu, repet încă o dată, o familie împlinită, o familie bună, cu toate. Din punct de vedere profesional, nu pot să mă declar mulțumit, chiar dacă am imediat 58 de ani. Și de ce nu pot să mă declar mulțumit? Pentru că industria în care eu am crezut și cred în continuare este, pentru că din păcate nu-i Someșu un caz singular în industria de celuză și hârtie din România. Aproape toată industria este în condițiile acestea, dacă ne referim la Turnul Severin, la Bușteni, la Brăila, la Letea Bacău chiar, la Suceava, chiar și Suceava, deci Suceava mai mișcă ceva, dar de foarte, foarte restrâns. Și asta în condițiile în care, repet încă o dată, sunt două lucruri importante de la care trebuie să pornim. Unu, desfacerea. Ori v-am spus că anul trecut totalul necesarul de hârtie importată, total hârtie importată în România, a depășit 500.000 de tone. Deci, dacă în următorii 2 ani de zile, aici, pe platforma aceasta, nu se face o fabricuță de hârtie, nu la nivelul la care a fost de înainte, nu de 100.000 de tone, nu de 500.000 de tone, o fabrică de celuloză și hârtie integrată 100%, care să facă 100.000 de tone de celuloză sau 60.000 de tone de celuloză și 60.000 de tone de hârtie, înseamnă că eu, ca inginer chimist în industria de celuloză și hârtie, am trăit de pomană în ultimii 30 de ani. Am făcut ce am făcut în această emisiune și tot aici am ajuns. Tot aici am ajuns și tot cu cel mai mare drag vorbiți de Someș, de societatea Someș, de această platformă Nord. Domnule Benea, încă o dată repet, ar fi foarte multe de spus. Eu vă mai aștept și la alte ediții a emisiunii Dincolo de Succes. Vă mulțumesc mult și sper ca data viitoare, când ne întâlnim, să-mi spuneți că sunteți mulțumit și din punct, sunteți împliniți și din punct de vedere profesional. Dacă voi reuși să conving în perioada, eu am zis un interval de timp maxim 2 ani de zile, să fie deja ceva aici, deci dacă voi reuși, pentru că și pentru mine trece timpul, deci la un moment dat te lasă puterile. Deci dacă voi reuși să conving pe cineva cu bani de faptul că poate să câștige bani din refăcând pe această platformă industrială ceva, pe cei care dețin aici proprietățile, atunci eu mă voi declara mulțumit. Eu vă mulțumesc frumos pentru prezența în această emisiune. Mult succes, vă mai aștept și cu alte ocazii. Toate cele bune, pentru că suntem încă în perioada imediat următoare învierii Domnului, dăm voie să spun Hristos a înviat, adevărat a înviat și să îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea numai gânduri bune. Doamne ajută, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor celor care ați ales să rămâneți alături de mine și invitatul meu, directorul Loteriei Române, domnul Gheorghe Benea, la emisiunea Dincolo de Succes. Punem punct aici, până data viitoare, vă doresc toate cele bune, numai bine!